Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Începem astăzi seria emisiunilor în care l-avem invitat pe domnul Adrian Cranta, o serie nouă pe 2024. Bună seara, Adrian! Mă Bună bucur seara! că ești aici alături de noi. Îți doresc să ai un an minunat și inspirat, ca să ne poți inspira și pe noi. Mulțumesc și eu vă doresc un an cât se poate de bun, să fie multă viață, să fie multă pace, să fie multă sănătate. Așa Căci să fie. dacă toate acestea sunt, celelalte nu o face. Sigur că da. Ți-am propus astăzi să vorbim despre autovindecare și în cadrul procesului de autovindecare să vorbim despre reprogramarea ADN-ului pentru a iniția acest proces de însănătoșire, de vindecare. Cred că este un subiect care interesează pe toată lumea. Toți dorim să avem această capacitate pe care se pare că am avut-o odată, dar am pierdut-o în timp. Și aș pleca doar de la simplu exemplu că dacă ne tăiem la mână, organismul nostru știe să se vindece. Dacă se rupe un picior și îl punem la loc, el se sudează. Și dacă lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că se întâmplă mult mai multe în corpul nostru despre care noi nu știm. Clar, clar. Subiectul îmi place, deci să vorbim despre autovindecare ca proces natural și să vorbim despre acea forță care generează, care este o sursă a vieții. Și anume, să vorbim despre ceea ce este dincolo de ADN, dincolo de telomeri și telomerază. Până atunci, voi face pași ușor, ușor, în așa fel încât să fie lejer pentru toată lumea, dar vom începe cu prima întrebare, ca să zic așa. Vindecarea. Vindecarea are mult de-a face cu viața, cu a ține viața unită, a fi uniți. Are mult de-a face cu organizarea, are mult de-a face cu o entropie foarte scăzută, adică un haos foarte scăzut. Vindecarea are de-a face cu reglarea proceselor de susținere a vieții, cu reglarea homeostaziei. Și vom reveni în această poveste. Deci, când vorbim despre vindecare, vorbim despre ceva care vine din exterior spre noi și ne ordonează, ne ajută să ne punem în ordine și să funcționăm ca o structură unitară. Dar când vorbim despre autovindecare, asta înseamnă că vorbim despre a ne regăsi pe noi, a regăsi propria capacitate de a ne ordona atât în interior cât și în exterior. Adică de a micșora acest factor haotic sau entropic și a mări acest factor de organizare. Dar să nu uităm că noi va trebui să găsim o modalitate de a acoperi această triadă a vieții. Adică 4% materie, 30% energie și, bineînțeles, 66% informație. Deci, iată că când noi vorbim despre autovindecare, de fapt, cea mai evidentă întrebare pe care noi vrem să ne o punem este cum declanșăm acest proces în corpul nostru. Și aici sunt foarte multe metode, foarte multe, dar noi trebuie să vedem ce au ele în comun. Dacă noi înțelegem această poveste, ce au ele în comun, atunci noi putem să înțelegem cum să facem lucrul acesta. Deci, mă reîntorc la acel cuvânt, homeostazie. Este acea capacitate a
fiecărei părți din întreg de a reprezenta interesele întregului. Că noi în școală, la medicină, noi învățăm despre partea de termoreglare, partea legată de resurse, partea legată de susținerea vieții în noi, este adevărat, dar homeostazia acoperă mult mai mult decât așa la prima vedere. Adică noi ne raportăm la sisteme, ne raportăm la organe, ne raportăm la țesuturi, ne raportăm la celulă, la ADN și dincolo de ADN. Adică intrăm în partea energetică, în partea informațională. Și acest 4% materie fizic este important. Dar oare cât de important poate fi acea parte de 30% sau de 66%? Ei bine, asta vom vedea în această întâlnire. Pe măsură ce se derulează, veți simți cum înțelegerea vine în viața voastră. Mereu auzim despre viață o metaforă frumoasă. Zice că viața este ca o roată și roata, cu cât e mai rotundă, cu atât viața este mai lină, adică curge mai ușor. Cum adică viața este ca o roată? Roata știm că are un butuc central, un ac central și are niște spițe și are o circularitate, adică o linie de contact a realității noastre interioare cu realitatea exterioară și cu, bineînțeles, cu realitatea cosmică. A, și aceste spițe sunt răspunzătoare de organele noastre. Da, noi avem un număr de 12 sau 36 de spițe și aceste 12 spițe reprezintă meridianele noastre. A, deci vrei să spui că analizând meridianele, noi putem să analizăm această roată a vieții. Da, bineînțeles. Și putem vedea dacă roata e rotundă, e ovală, sau tinde să devină pătrată sau în colțuri. A. Acum, în interiorul roții, a spus că este un ax. Actul acesta noi numim inima vieții. Inima vieții. Și inima asta a vieții, la rândul ei, are de la 7 departamente până la 72 de departamente. Și vrea să zică că, dincolo de meridiane, aceste canale energetice prin care curge energia, noi avem niște turbine mari care alimentează cu viață, animă acest corp fizic. Și anume, aceste vortexuri pe care oamenii de obicei le întâlnesc sub denumirea de chakre. Chakra mai înseamnă și roată. Ah, deci chakrele sunt niște vortexuri, niște turbine care aduc energie în corp. Da. Și e interesant că, indiferent dacă noi credem sau nu, zonele în care ele sunt localizate sunt zone cu caracteristici speciale din punct de vedere electromagnet-optic. Deci, în acest sens, există un savant de renume mondial, se anume Hiroshi Motoyama, care, pe de o parte, era om de știință, doctor, și pe de altă parte, era un mare practicant al artelor spirituale.
Și el a trăit în Japonia, a murit prin 2015, s-a născut în 1926, dacă nu mă înșel, și a scris foarte mult, foarte multe lucruri frumoase. Ah, deci v-aș zica, acest savant a fost un om care a fost o interfață între partea științifică și partea parascientifică, adică mai mult decât se acceptă astăzi. Paraștiința sau parapsihologia nu e altceva decât știința de mâine, care mâine va deveni ceva pentru toată lumea perfect valabil. Aha, deci, va să zic așa. Ei bine, acest om, spuneam că s-a născut în 1925 și a plecat dintre noi în 2015. El a fost un om de știință, un parapsiholog și în același timp un instructor, o autoritate spirituală în Japonia. Noi știm că în Japonia, când un om se ocupă de așa ceva, pentru că acolo foarte mulți se ocupă de aceste lucruri, cu adevărat trebuie să fii bine pregătit. Cu ce a venit omul ăsta? Ce a adus el de a deveni o celebritate? Eu am auzit prima dată de el, de la Valeriu Popa, când a spus că acest om, prin anii 60, a creat niște aparate prin care putea să observe această roata vieții și această inima vieții. Și putea să știe despre un om, dacă îl citesc pe Valeriu Popa, și cât lapte a șupt de la mama lui. Deci, iată că acest om a scris foarte mult în domeniu, foarte mult. A scris inclusiv despre abordarea științifică a măsurătorilor legate de energie, de chi, de chakre, de meridiane, de sănătate. El a fost o relație foarte bună cu doctorul Nakatani. Doctorul Nakatani, care a creat o metodă celebră de analiza stării de sănătate, analizând din punct de vedere electromagnetic meridianele, așa zisele puncte cheie ale celor 12 meridiane. Anume, noi știm că meridianele au niște puncte cheie, niște puncte creier, cum s-ar numi, și meridianele Yin au 5 puncte speciale, sau minunate, meridianele Yang au 6 puncte, dar dintre ele, unul este punctul de raportare, este punctul care deține informația. El astfel a creat această metodă Nakatani, care este o metodă foarte, foarte precisă și o metodă reproductivă, adică îți dă analiză reproductibilă. Și anume măsurarea acestor puncte, 24 de puncte în total, 12 pe partea stângă, 12 pe partea dreaptă. Deci, iată că doctorul Nakatani, doctorul Hiroshi Motoyama au fost pionierii, printre acei pionieri care au putut să cuantifice starea de sănătate. Totuși, cu ce a venit doctorul Motoyama în plus? A venit cu localizarea corectă și abordarea corectă a crea acele condiții în care apare autovindecarea. Deci, așa va se zică, da. Totuși, legat de această poveste a chakrelor, noi vom reveni la ea, pentru că este importantă. Oamenii acum trebuie să înțeleagă povestea legată de ADN. ADN-ul este important, este esențial. Dar am avut deja trei conferințe de succes, adică cu sala plină la Dallas,
privind reprogramarea ADN-ului și, așa cum ați văzut, lucrurile sunt mult mai profunde și au o magnitudine fabuloasă în viața fiecăruia dintre cei ce au ascultat acolo acele lucruri deosebite. Dar acum eu vreau să vin cu o colaterală, adică vreau să vorbesc și despre alte lucruri, anume, dacă nu ne raportăm la ADN, aș vrea să spun doar atât, că ADN-ul este mult mai mult decât am învățat noi în școală. De asta vorbeam cu un prieten drag și spuneam, uite, eu mi recapitulez anumite lucruri, eu mi-updatez, mi-upgradez, dar te rog să mă crezi că legat de ADN, față de ceea ce știam acum 5 ani, au venit atât de multe informații în ultimul timp și în fiecare zi vin, dar trebuie să te preocupi, încât când te gândești ceea ce știai acum 5 ani, îți dau doar foarte, foarte puțin 5%. Adică lucrurile au avansat fantastic de mult. Ce înseamnă că acum 5 ani nu spuneam adevărul? Nu. Ce înseamnă că acum 10 ani sau 20 sau 30 de ani sau 40 de ani nu spuneam adevărul? Nu. Pentru perioada aceea, ceea ce spuneam era de top. La fel cum pentru această perioadă, ceea ce spun este de top. Pentru că am de-a face cu o mulțime de institute cu care colaborez, o mulțime de somități în domeniul respectiv. Și atunci e normal că este mult mai bine să vin și să aduc această informație în viața voastră decât să aștept ca cumva media, presa, ziariștii, articole și alte lucruri de genul acesta să aducă informația în viața voastră. Dar de ce? Pot apară multe, multe denaturări, multe pierderi, multe scăpări, multe reinterpretări, traduceri care nu au sens. Pot să apară multe lucruri de genul acesta. În esență, dacă ne raportăm la ADN, ADN-ul este un server local. Și el funcționează ca server local atâta timp cât noi ne păstrăm acest potențial membranar celular la un nivel foarte scăzut. Adică diferența este foarte mică. Dar dacă noi învățăm să menținem această diferență foarte mare de potențial membranar celular, atunci noi cumva suntem conectați cu un server mai mare, serverul central, la care ADN-ul funcționează ca o antenă și noi ne upgradăm în fiecare clipă. În fiecare clipă ne upgradăm și ne updatăm informația, adică suntem aici și acum. În situația în care noi pierdem această conectare cu serverul central, cu Dumnezeu, cu Forța Supremă, cumva noi funcționăm pe avarie, adică funcționăm conectat la acest server intern, dar care nu poate să se upgradeze și să se updateze structura și informația, pentru că nu mai are legătură cu serverul central. El are o viziune redusă, minimalistă. Și din cauza asta noi suntem cu un delay, un handicap destul de mare vis-a-vis de realitate. Ah, deci ăsta este motivul pentru care noi trebuie să practicăm o tehnică spirituală, să ne relaxăm, să medităm, să ne rugăm și să ne încărcăm. Și mai mult decât atât, să ne păstrăm în această bandă a realității. Da. Deci, acesta este motivul, da. Analizele mi ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Acum vorbim despre acest ADN.
ADN-ul, noi suntem în jur de 25.000 de gene. Unii spun 23.000, alții 24, alții 25. Cei mai sceptici așa zic că ar fi 20-21.000 de gene. Ei bine, lucrurile clar nu vor rămâne aici. Știința avansează tot timpul. Dar dacă noi privim acești cromozomi, avem niște cromozomi funcționali care se ocupă de diverse funcții ale noastre și avem un cromozom care ne reprezintă pe noi. Adică partea legată de X, partea legată de Y. E bine, la nivelul cromozomilor, noi avem niște capete și aceste capete, ele se numesc telomeri. Și când noi începem să studiem aceste capete, noi începem să studiem, de fapt, pentru că acești telomeri explică modul în care ne epuizăm capacitatea de refacere a țesuturilor. Și aici este un termen la modă care se numește senescență replicativă, adică capacitatea de a ne regenera celulele. Deci, dacă noi traducem cuvântul anti-aging, anti-îmbătrânire, noi vorbim despre a mări capacitatea de a ne repara celulele în timp optim și a putea să replicăm exact calitatea și cantitatea necesară de material care să înlocuiască vechiul material. Deci, cum spuneam, telomerii, aceste capete ale cromozomilor noștri, se pot de fapt alungi. Și, ca urmare, îmbătrânirea poate să încetinească. Pentru că îmbătrânirea este un proces dinamic. Îmbătrânirea nu merge liniar, adică ea curge la fel, indiferent ce facem. Nu. Ea merge în salturi și asta este important. Deci, dacă noi înțelegem că acest telomer, că noi localizăm exact care sunt condițiile în care ei se pot scurta și condițiile în care ei se pot lungi, noi, de fapt, înțelegem și învățăm cum să accelerăm sau să încetinim procesul îmbătrânirii. Și sunt situații în care acest proces poate fi inversat. Deci, îmbătrânirea nu trebuie să fie așa cum s-a crezut mult timp, o cale descendentă și alunecoasă spre neputință, spre infirmitate. Nu. Spre decrepire, decrepitudine. Nu. Este clar că cu toții vom îmbătrâni. Dar modul în care îmbătrânim depinde foarte mult de starea de sănătate a celulelor noastre. Deci, telomerii sunt părți super inteligente care ne ascultă. Ei nu ne pot asculta dacă noi nu suntem prezenți. Toate acțiunile noastre care ne fac să plutim în trecutul nostru sau în viitorul nostru, sunt acțiuni care ne întrerup această comunicare cu telomerii noștri. Ei oricum, când văd că suntem în trecut sau în viitor și nu suntem acolo față în față cu ei, prezenți, conștienți de comunicarea noastră cu ei, ei oricum absorb instrucțiunile primite de la noi. De fapt, modul în care trăim noi, în care gândim, în care simțim, le spune telomerilor să accelereze sau să încetinească procesul îmbătrânirii celulare. Deci, iată că
Când vorbim despre autovindecare, vindecare, autovindecare, și cum frumos ai propus cu partea asta cu ADN-ul, iată că noi trebuie să devenim conștienți că suntem foarte conectați cu cele mai intime părți din noi. Și aici intervin foarte multe lucruri, nu numai gândirea, nu numai simțirea, alimentele pe care le consumăm, felul în care răspundem la dificultățile emoționale, câtă mișcare facem, dacă am fost expuși la stres în copilărie, și bineînțeles, câtă încredere am primit noi în partea părinților, și bineînțeles chiar nivelul de încredere în noi, de siguranță pe care îl avem, oriunde am merge, oriunde ne-ar duce viața. Și foarte important, foarte important, s-a observat, există foarte multe studii, că oamenii care sunt implicați într-un sistem, anume, o trezire matinală, uneori foarte matinală, cu culcare de vreme, uneori foarte de vreme, acești oameni reușesc să se mențină mult și să trăiască mult bine. Eu am unde stau, am câțiva generali și colonei care, deși au o vârstă destul de înaintată, 94, 97 de ani, 92 de ani, 88 de ani, cel mai tinerel, dimineața, indiferent cum e afară, ei ies și alergă. Alergă dimineața. Îi văd dimineața pe la 6, alergând în parc. Și am zis, wow! Dar cum pot oamenii ăștia să facă lucrul ăsta? Ce au avut ei și alții n-au? Răspunsurile sunt evidente. Dimineața la 6 sau 6 jumate sau 7 era apelul de dimineață. Trebuia să fie în unitate la ora 6 sau până în 6 jumate. Erau deja echipați, tot prezenți, mâncați. Și este evident că trezindu-se atât de devreme, ei știau 8 jumate, 9, 9 jumate, 10, gata, finish, culcarea. Deci iată că un factor foarte important este câtă energie prinzi conștient în perioada ascendentă a zilei, când urcă soarele, și câtă energie prinzi în perioada descendentă. Deci va să zic așa. Da, toți acești factori, ca și alții, par să ne influențeze telomerii și pot să prevină îmbătrânirea prematură la nivel celular. Pe scurt, dintre soluțiile obținerii unui interval îndelungat de sănătate, în general, viața noastră se împarte în două mari părți. Prima parte este intervalul de sănătate. Este prima parte. A doua parte este intervalul de îmbolnăvire, de boală. Deci va să zic așa. Da. Și noi știm că cu cât reușim să lungim această parte de sănătate, cu atât viața noastră va decurge mai bine. Pentru unii oameni, de exemplu, partea de sănătate ține până la 25, 30, poate 40 de ani, după care încep să aibă probleme, că îi doare spatele, îi doare un umăr, șoldul, genunchii. În general, marile articulații încep să cedeze. Pentru alții, la 55 de ani sau 60 de ani, fac ce făceau și la 20, și la 70 de ani, și la 80 de ani, dar abia pe la 80 este ceea ce se numește îmbătrânire din punct de vedere geriatric. Adică geriatria, această știință, spune că abia după 80 de ani vine îmbătrânirea reală. Până atunci este îmbătrânirea neglijențelor noastre. Faptul că noi ne-am neglijat pe noi. Deci, la modul cel mai direct, una dintre
soluțiile obținerii unui interval îndelungat de sănătate este pur și simplu să facem ceea ce trebuie, nu ceea ce ne place. A, dacă putem să facem ceea ce trebuie și în timp să devină o plăcere, e magistral. Dar dacă noi facem lucruri care ne plac, dar nu ne trebuie, în timp vor deveni durere. Deci, dacă putem să facem ceea ce trebuie pentru a încuraja refacerea sănătoasă a celulelor, atunci deja am făcut primul pas important. Deci, iată că, vorbind de vindecare, vorbind de autovindecare, noi cumva ar trebui să înțelegem aceste mecanisme. Așa că, repet, cromozomul seamănă cu un X. Un X. Capetele, cele patru capete ale acestui X sunt zonele unde există acest telomer. ADN-ul fiecărui telomer are la extremitățile regiunii, constând în lanțuri de ADN învelite într-o teacă protectoare dedicată de proteine, are această parte numită telomer. Și aceste capete ale cromozomilor seamănă foarte tare cu un șire de pantof. Deci, când noi vorbim de această parte, vorbim de a 10.000-a parte din totalul ADN-ului din celulele noastre. Deci, cu toate că sunt părți mici ale cromozomilor, au o importanță extraordinar de mare pentru viață, pentru sănătate. Deci, avem perioada de viață și ce observăm? Că pentru foarte mulți oameni până la 10 ani, până la 10 ani nu știm ce este boala. Pentru unii, încep să apară anumite lucruri, anumite perioade când merge mai greu. Pentru alții care devin neglijenți și care neglijează ordinea în viață, această îmbătrânire, se numește îmbătrânirea datorită neglijențelor, apare repede. Apare până la 30-35 de ani, gata. Încep să se resimtă. Unii chiar se și vaie. E adevărat că la 40 de ani urmează ceea ce am spus mereu în multe emisiuni, perioada în care gingul, energia sexuală, începe să scadă, la unii poate să scadă așa, la alții așa și la alții pur și simplu brusc. Și când scade energia sexuală, dacă nu fac ceva anume, nu fac nimic în sensul acesta, încep să apară depresiile, încep să apară anxietățile și, bineînțeles, ei caută o soluție. Băutura, alcoolul, sexul, drogurile și așa mai departe. Dar acestea nu sunt soluții. Așa că vârsta este de departe cel mai important factor care determină bolile cronice. Bolile cronice înseamnă boli care au apărut în trecutul fiecărui om, dar omul le-a neglijat și până la urmă a zis, las că o duc așa, o duc în spate. Deci, în general, ceea ce observăm este că dacă privim trecutul, oamenii abia pe la 75 de ani ajungeau și începeau să înțeleagă acest concept de îmbătrânire geriatrică, îmbătrânire reală. Dar acum auzim în ce în ce mai des o poveste foarte interesantă. Pe de o parte avem vârsta cronologică, pe de altă parte avem vârsta biologică. Pentru noi, ceea ce e important este să ne punem întrebări. Am vârsta de 40 de ani, 50 de ani. Cum mă simt eu față de generația mea? Mă simt mai tânăr, mă simt mai în vârstă, îmi arăt cumva vârsta sau nu mi arăt? Sunt mai vital, sunt mai de vitalitate, pot să mă mișc la fel ca cei din generația mea,
mai bine decât ei, mai rău decât ei. Deci, întrebări de genul acesta, noi nu vorbim de aparențe. Aparențele acum, medicina estetică rezolvă și un om de 90, îl face să pară de 20. Noi vorbim de cum te simți în interior. Că degeaba arăți de 20 dacă te simți de 80. Ah, deci. Acest concept, vârsta cronologică e vârsta din buletin. Vârsta biologică este vârsta posibilităților. O să ai voință. Dacă n-ai putință, nu-i suficient voință. Ah, deci. Vârsta cronologică este factorul determinant principal al momentului când ne îmbolnăvim. Și asta reflectă îmbătrânirea noastră biologică în interior. Dacă noi reușim, prin stilul de viață, prin o anumită practică, prin folosirea unor anumite aparate, să menținem vârsta biologică la o diferență cu 20 de ani, 30 de ani mai scăzută decât vârsta cronologică, suntem bine. Și cu 10 ani e bine. Și măcar să le ții la egalitate, tot e bine. Dar în principiu ceea ce vedem este că în multe situații, cu toate aranjamentele florale, vârsta biologică are 5, 10, 15, 20 de ani înaintea vârstei cronologice. Adică la 50 în buletin și omul arată ca la 70. La 20 arată ca la 40. Ah, foarte tare asta. Deci, cum pot telomerii să ne facă să ne simțim bătrâni sau să ne ajute să rămânem tineri și sănătoși? Asta este, de fapt, întrebarea. Așa cum spuneam, telomerii sunt precum niște șireturi de pantofi. Fireturile astea sunt protejate la capăt de un vârf, un înveliș de plastic sau de metal. Acest înveliș, acest vârf, are rolul de a împiedica destrămarea fireturilor și are rolul de a putea folosi ușor, de a intra ușor prin toate acele găuri ale încălțărilor. Aha. Dar dacă cumva acea bucată de plastic sau de metal se deteriorează, pe măsură ce ea se deteriorează, capacitatea de a jongla cu acest șiret scade. Deci, aceste vârfuri au rolul de a împiedica destrămarea. Dacă noi vedem această metaforă și o suprapunem peste această poveste a noastră cu cromozomul, cu faptul că la capetele cele patru capete ale cromozomului, noi avem acești telomeri care sigilează și care nu permit degradarea, atunci noi avem o imagine clară vis-a-vis de cromozom, vis-a-vis de posibilitățile de a menține tânăr sau de a încetini îmbătrânirea sau de a accelera îmbătrânirea. Deci, să ne imaginăm că șireturile sunt cromozomi. Adică, cum să spun eu, structurile din interiorul celulelor care ne poartă informația genetică este reprezentată de acest cromozom. Și că modul în care informația rămâne organizată este controlată de aceste capete ale șireturilor, adică aceste capete pe care noi le numim telomeri. Telomerii pot fi măsurați în unități de ADN. Deci aceste forme de X sunt sectorizate și sunt cunoscute sub denumirea de perechi de bază. Sunt asemenea vârfurilor de șirături, ei formează mici capace la extremitățile cromozomilor și împiedică destrămarea materialului genetic. Și asta este, de fapt, această minune care ne apără de îmbătrânire. Deci, dacă noi
Nu avem. Hai să vorbim un pic și despre viața ta regulată și neregulată. Noi avem trei magistrale. O magistrală în care facem totul, să alergăm cu toată viteza și nu contează să ținem cont de prea multe lucruri. Poate chiar se va produce un accident, poate chiar nu vom termina cursa, dar noi vrem să mergem în viteză, să avem senzații tari. O magistrală în care viteza este medie, o viteză de croazieră, și o magistrală în care mergem atenți, o viteză mică. Ah, deci, cu cât noi renunțăm la ideea de a ne alinia cu natura, de a ne ordona, cu atât noi ne mutăm pe o bandă de navigație mai rapidă, dar cu excese, cu factori de risc crescuți, în care putem să finalizăm cursa. Chiar dacă finalizăm cursa, starea în care noi am finalizat cursa este deplorabilă. Și nu vrei să fii un om în vârstă, fără creier, fără minte, fără să poți să te duci la WC-ul, la toaletă, să-ți faci micile necesități ale vieții. Nu vrei lucrul ăsta. Dar dacă totuși ai intrat pe banda asta, nu înseamnă, frate, că ești condamnat. Nu! Înseamnă că oricând poți să treci pe banda 2 din banda 3 și oricând poți să ajungi pe banda 1 și resursele pe care le mai ai să le folosești pentru a reorganiza integritatea ta interioară. Asta sună chiar foarte bine. Deci, oricând poți să schimbi ceva în viața ta. Wow! Adică vrei să spui că dacă am fost bramburist până la 40-50, pot să devin ordonat după? Da! Doar că trebuie să înțelegi. Valeriu Popa spune așa: capacitatea unui om de a face ceva este strâns legată de cât de mult, cât de profund, cât de adânc l-a impactat înțelegerea acelui proces, acelui fenomen. Wow! Deci, ceea ce am spus și înțelegerea acestor telomeri este ceea ce ne apără pe noi de îmbătrânire. Deci, telomerii tind să se scurteze cu timpul și această scurtare poate fi accelerată în momentul în care noi nu ținem cont de regulile pe care viața ni le-a adus. Noi suntem ființe diurne. Noi nu suntem ființe nocturne. A venit omul, a inventat focul, lumina și toate celelalte. Cumva noi ne-am decalat, dar nu putem să ne decalăm prea mult. Deci, aceasta este traiectoria tipică a vieții unui telomer uman. Adică, noi avem, oamenii vorbesc foarte mult despre normalitate. Însă, o să le dau un răspuns pe care poate nu o să le placă răspunsul ăsta. Și anume, o să spun, dragii mei, dar normalitatea este compusă de majoritatea oamenilor care nu fac nimic pentru ei. Au un drum mediu, ca să zic așa. A, banda de mijloc, da. Și sunt unii care trec pe banda 3 și se adună din ce în ce mai mult și în viitor lucrurile care sunt anomice devin deviante și apoi devin patologice. Deci, normalitatea este majoritatea. Da. Dar dacă te raportezi la oameni care au grijă de ei, oameni care practică, atunci noi nu suntem la raportați la nivelul majorității, la nivelul normalității. Noi suntem acea parte numită parte de excelență. Ah, interesant. Deci, aș vrea să mai spun ceva despre telomer. Deci,
A treținut că ei seamănă cu niște șireturi și că aceste șireturi sunt împărțite, sectorizate și e bine să știți că la un nou-născut, lungimea unui telomer, noi o măsurăm în bază, în perechi de bază. Și vorbim de 10 perechi de bază la un nou-născut. La un om la 35 de ani vorbim de 7500 de perechi de bază. Iar la un om care este peste 65 de ani vorbim de 4800 de perechi de bază. Cu cât omul își consumă mai repede aceste perechi de bază, cu atât termină cursa mai repede. Dar nu asta contează. Contează cum o termin. Pentru că cu cât reușești să-ți încetinești acest consum al acestor perechi de bază, cu atât vei avea o perioadă de pace, de liniște, de sănătate mai lungă și perioada aceea mai întunecată, mai de senescență, mai scurtă. A, deci asta este gândirea. Da, când vârfurile protectoare ale telomerilor se uzează prea mult sau ale șireturilor, nu le mai putem folosi. Și atunci le schimbăm. Dar ce facem noi? Ah, deci acele șireturi poți să le arunci. Că nu poți să le aduni, să intre prin acel orificiu, să poți să-ți faci treaba. Ceva similar se întâmplă cu celulele noastre. Când telomerii ajung prea scurți, diviziunea celulelor încetează cu totul. Și în momentul acela am ajuns la ceea ce noi numim game over. Deci, acum asta nu vă imaginați că telomerii sunt singurul motiv pentru care o celulă devine senescentă. Nu. Există mult mai multe motive. Dar astăzi am vorbit despre partea cu ADN-ul, despre partea cromozomilor și despre partea legată de acești telomeri. Deci, asupra celulelor normale acționează și alți factori de stres, pe care deocamdată nu înțelegem prea bine. Dar pot fi contracarat în mare parte printr-un stil de viață corect. Doar să ne gândim că, înțelegând doar până aici, deja viața noastră gata, a început schimbarea. Dacă ne gândim că telomerii scurți sunt unul dintre motivele principale pentru care celulele umane îmbătrânesc și unul dintre mecanismele care controlează o anumită limită, care oamenii de știință au numit-o limita Hayflick. Ce înseamnă limita asta? Limita asta este ceea ce a studiat un om de știință, Hayflick, și a văzut că majoritatea pot să mențină o stare de bine până la o anumită vârstă, o medie. Și apoi când trece de media asta, lucrurile încep să se degradeze. Deci, genele afectează telomerii atât în privința lungimilor la naștere, cât și a rapidității cu care se deteriorează. Ce vreau să zic? Că dacă mama și tata s-au pregătit, au lăsat o moale cu alcool, cu țigara, cu cafeaua, au fost niște oameni ordonați, sportivi, cu un stil de viață bun, copilul va primi o lungime mult mai mare a telomerilor decât alți copii. Dacă acei părinți au fost oameni calmi, liniștiți, ordonați, totul era și prioritizat, această capacitate copilul o va primi, iar ea influențează în mod direct viteza de degradare a telomerului, adică rapiditatea cu care el se deteriorează. Ah, deci, așa va să zică, da. Deci, este important să înțelegem că
genele afectate de telomerii. Aceste gene sunt o expresie cu mai multe nivele, dar unul, mai multe niveluri, dar unul dintre aceste niveluri reprezintă starea psihică, fizică, momentul și cum era afară în momentul concepției. Cu toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, vestea uimitoare este că alături de cercetări efectuate în întreaga lume, există această moștenire spirituală care vine și vine din urmă aducând niște practici extraordinare și vine și este confirmată științific, anume că poți să preiei controlul lungimii și robusteței telomerilor tăi. Aș vrea să mai spun ceva, pentru că oamenii nu se gândesc la aceste lucruri. Cum reacționăm noi la o anumită situație față de generația noastră? Ne burzuluim, ieșim în papuci, suntem calmi, suntem liniștiți. Modul în care noi reacționăm reflectă viteza cu care se degradează telomerul. Modul în care noi, aproape că ne-a dispărut pământul de sub picioare, ne pierdem pe noi, reflectă viteza cu care se degradează telomerul. Deci, modul în care noi reacționăm la situații dificile, atunci când ne simțim amenințați, suntem în forță majoră, și modul în care noi ne legăm avem diverse atașamente, toate acestea reflectă modul, viteza în care se scurtează acel telomer. Deci, când noi ne repoziționăm ca și gândire, ca și simțire, ca și trăire, ca și viață, ne căutăm o filozofie de viață, ei bine, noi am făcut deja primul pas pentru care vom observa că viteza de micșorare, de scurtare a telomerului și modul în care viața noastră se va derula de aici încolo, totul va fi schimbat, totul va fi mult, mult mai lin, mult mai clar. Deci, foarte multe tehnici. Toată viața mea am petrecut-o călătorind foarte mult, învățând foarte multe lucruri legate de meditație, de qigong, de arte marțiale, de lucruri de mindfulness, lucruri care reduc stresul și care cresc telomeraza. Când noi vorbim despre telomerază, noi vorbim despre o enzimă care reaprovizionează telomerii. Ah, Adrian, acum înțeleg de ce atâția ani, din 90, tot vorbesc despre factorul enzimatic. Care este nivelul tău enzimatic? Și întrebarea este, ce treabă avem noi cu factorul enzimatic? Voi explica. Probabil că această întâlnire a noastră va avea două părți, nu știu, dar eu caut să găsesc ritmul corect pentru ca voi să înțelegeți într-o manieră simplă, lucru care pentru mulți pare a fi complicat. Vorbim de exerciții fizice. Exerciții fizice care favorizează sănătatea cardiovasculară. Sunt excelente pentru telomeri. În situația în care noi avem cifra de 220, noi scădem din acel 220 vârsta noastră. Când noi scădem vârsta noastră, noi vom observa că rămânem cu o cifră. Dacă zicem 220, minus 50, avem 170. Da? Minus 55, 160. Minus 60, 160. Ok. 160 reprezintă
piscul maxim la care noi putem duce bătăile inimii și să nu le depășim. Acestea sunt doar picuri pe care din când în când le atingem. Dacă noi scădem 10 unități, 165, 155, 155 reprezintă o viteză de croazieră, adică un ritm de croazieră care poate să ne ajute extraordinar, dar 140 este cel mai bun ritm pentru a crea, a genera telomerază. Dacă noi nu avem momentele acestea într-o zi sau într-o săptămână prin care să punem inima să se miște, să întreținem această sănătate cardiovasculară, noi nu putem secreta, influența această mărire a secreției de telomerază. Aha, deci așa va să zică, este important să ne mișcăm, să facem exerciții. Acum, un alt factor care influențează telomeraza este stretching-ul. Când noi, în fiecare zi, începem să ne întindem. Și cum testezi această telomerază? Telomeraza o poți testa prin gradul de elasticitate a corpului, faptul că în mișcări dificile nu te ține nimic, nu te doare nimic, poți să întinzi mâinile, să faci exerciții, să faci orice. Nu simți durerea. Te poți întinde, poți face diverse exerciții de întindere și totul merge bine. Dar când începe să te țină, îți dai seama că telomeraza începe să scadă. Acum, vreau să mai spun niște tipsuri despre partea cu telomeraza. Telomeraza, într-adevăr, alcoolul, cafeaua, zahărul, carnea ultraprocesată de genul cremburilor sau mezelărie sau așa mai departe, nu prea încurajează ca acești telomeri să aibă o lungime destul de mare și să se scurteze lent. Din contră, accelerează povestea. Dar alimente proaspete, integrale, toate acestea pot să încurajeze acești telomeri să rămână cât se poate de mult timp mai lungi și să se degradeze mai greu. Încă un lucru important. Când am fost în diverse țări și nu vreau să dau nume, dar am fost într-o țară în care până să ajung acolo mi s-a părut că era eu pe pământ. Dar când am ajuns acolo, am văzut că oamenii sunt foarte îmbătrâniți. Și mă întrebam, Doamne, dar de ce? Eram în anii 90, 99, 2000. Am stat o perioadă acolo. Apoi am văzut că erau foarte multe mâncătorii, foarte multe frecusuri. Totul era într-o tăcere absolută. Îi vezi reci, îi vezi... Parcă nu au expresivitatea sufletului. Deci, coeziunea socială acolo era ca și inexistentă, fiecare pentru el și oamenii nu căutau să se cunoască, să relaționeze, să aibă încredere unii în alții. Când această coeziune socială scade, asta dăunează telomerilor. Și acest lucru este adevărat, indiferent de cât de bogați sunt acei oameni sau cât de sărați sunt acei oameni. Distanțarea asta între oameni produce o îmbătrânire, pentru că telomerii încep să cedeze ușor. Copii care sunt expuși la mai multe evenimente negative, bătăi în familie, certuri, tot felul de tensiuni, diverse vicii, să fumează, să bea, să stă noaptea târziu, toate acestea scurtează aceste telomere. Scoaterea copiilor
din mediile în care sunt neglijați. Cum ar fi o casă de copii, un orfelinat. Și al aduce într-un mediu în care părinte, părinți, e liniște, iar înțelegere, este o ordine. Asta poate să ducă la ameliorarea situației. Telomerii din cromozom, aflați în ovulele sau în sperma părinților, sunt transmis direct la bebelușul aflat în dezvoltare. Adică dacă părinții au o viață grea, o viață stresantă, o viață fără orizont, fără perspectivă, cel mai mare orizont în viața oamenilor este Dumnezeu. Nu, nu o spun eu. Eu sunt prea mic pentru a face lucrul ăsta. Eu doar aduc la cunoștință oamenilor că Dumnezeu este cel mai important punct de sprijin pe care te poți sprijini în cele mai mari greutăți ale tale. Deci, când oamenii se roagă, îmi comunică, indiferent de cât de grea e viața, dacă l-ai pe Dumnezeu, dacă ai un punct de sprijin, dacă ai o perspectivă, atunci telomerii aceștia nu vor fi atât de scurți. Dacă nu ai orizont, nu ai perspectivă, nu l-ai pe Dumnezeu. Pentru că orice ai avea, castele în Spania, super mașini, super femei, super bărbați, super, super bogați, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu ai nimic. Pentru că cu cât crezi bogățiile, cu atât crezi responsabilitățile. Și uneori te apasă atât de tare încât pierzi totul. Deci, dacă vă întâlniți cu situații de genul ăsta sau vă regăsiți în situații de genul ăsta, nu trebuie să intrați în panică. Oricând, puteți schimba magistrala de pe 3, pe 2, să ajungeți pe 1. Telomerii se pot prelungi. Nu numai este scurtate, ei se pot opri în scurtare și se pot lungi. Și asta e important să înțelegem. Că poți întreprinde acțiuni care să mențină stabilitatea telomerilor, asta înseamnă a avea o viață corectă. A elimina factorii de risc. Ce înseamnă? Culcatul târziu, sculatul târziu, nemișcare, mâncare gătită nu știu când, diverse, fumat, băutură și altele, asta înseamnă a crea o stabilitate a telomerilor. Și asta înseamnă totodată că deciziile tale legate de viață pot avea ca rezultat o moștenire celulară pozitivă pentru generația următoare. Deci ceea ce faci acum are ecou și dincolo, are ecou și în viitorul tău, în viitorul familiei tale. Intră în legătură cu telomerii tăi. Și asta este important. Când vine vorba de a trăi într-un mod mai sănătos, ar putea să te gândești cu un oftat la o listă lungă de lucruri pe care ar trebui să le faci. Nu asta trebuie pusă problema. Trebuie pusă problema simplu. Ce-am făcut astăzi bun pentru mine? Bunica mea îmi spunea mereu. Seara, înainte de a te aduna să te rogi la Dumnezeu, gândește-te ce ai produs pentru mintea ta, pentru sufletul tău, pentru trupul tău și pentru ai tăi. Ce ai produs tu, ce ai adus? Și apoi te rogi la Dumnezeu și apoi te gândești ce trebuie să faci mâine. Mult timp mă gândeam, Doamne, dar de ce să mă stresez eu acum când trebuie să dorm, la ce trebuie să fac mâine? Trebuie să treacă mult timp până când mi-am dat seama că când te culci cu obiective clare în timpul somnului, sufletul se duce să le rezolve. Și am zis, wow, fantastic, asta e o chestie super tare. Da, e ca și cum te duci să iei foaia de parcurs.
Deci, sunt totuși oameni care, după ce au văzut, au înțeles legătura dintre acțiunile lor pe care le întreprind și telomeri, sunt capabili să facă schimbări durabile. Păi nu pot eu să fac ceva cu mâncarea, dar măcar, uite, cu 15 minute mai devreme mă pot culca. Azi, mâine, poimâine, până când nu mai poți. Când vine 7, vine să te zvârcolești în pat, vine 6, te zvârcolești, nu mai poți să stai. Pentru că problema noastră nu este culca, nu este trezirea, problema noastră e culcarea. De aceea există oameni disperați, spun ceasurile să sune dimineața, oamenii care vor să-și ia viața în mâinile lor, îți spun ceasurile să sune seara, ora de culcare. A, asta seamănă cu ce spunea bunica mea, zice, dimineața te speli pe dinți pentru ceilalți ca să nu-i omori și seara te speli pe dinți pentru tine ca să nu te omori. Aha, mișto. Deci, este foarte important să înțelegeți ce ne așteaptă. Pe noi ne așteaptă ceea ce noi ne pregătim. Și de aceea este important să înțelegi cum vei vrea să trăiești, cum vei vrea să fii la 50 de ani, la 70 de ani, la 90 de ani, la 100, la 150 de ani. Și tu, Franțuzoaică, îmi scapă numele, a trăit vreo 122 de ani. Dar Franțuzoaică asta pe la 100 de ani s-a apucat de scrimă, de călărit, de ciclism, de o mulțime de sporturi. Și a trăit până la 122 de ani și de-abia ultimii ani au fost așa mai decrepiți un pic. Și întrebarea este, care e secretul ei? Secretul ei era că ea se alinia după soare. Deci acum să stau în pat când soarele e sus. Ah, și întotdeauna avea grijă să mănânce proaspăt. Chiar dacă îți dai seama că mergi pe o bandă rapidă, ultra rapidă, cu un ritm ultra accelerat și te îndrepți cu pași mari spre intervalul de boală, oricând poți să te deplasezi pe o bandă lentă, să te bucuri pe îndelete de călătorie, de vreme, de muzică, de cel care este lângă tine, de familia ta, de rolul tău în societate. Și astfel, tu ai schimbat capătul cursei, un capăt plin de nemulțumire, de reproșuri, de boală, un capăt plin de mulțumire, da, am ajuns, dar m-am bucurat de călătorie. În timp ce primul se gândește cum să ajungă cât mai repede la capătul cursei, celălalt se bucură de călătorie, pentru ca la capătul cursei să aibă ce să povestească. Wow! Deci, este foarte important să înțelegi acest aspect. Cum să-ți reînnoiești telomerii și celulele chiar din acest moment. Asta e o poveste interesantă care ne trimite, de fapt, spre ceea ce eu astăzi vreau să spun, și anume spre practică, meditație, mindfulness, lucruri care au de-a face cu o bună întreținere a telomerilor. Pentru că prima șmecherie, dacă vreți, sau primul tips, este concentrarea. Cu cât tu ești mai concentrat aici și acum în ceea ce faci, cu atât telomerii, scurtarea lor încetinește. Concentrarea mentală este o aptitudine pe care o poți cultiva. Nu e nevoie decât de răbdare. Răbdare, ori de câte ori vei găsi în viața ta, în locul unde ești, o pictogramă, un șiret, un pantof, aduce aminte de telomerii tăi. Pentru că ține doar de tine cum să-i păstrezi, cum să-i lungești, cum să-i poți folosi toată viața ta. Și când vezi așa ceva, ia o pauză
Și gândește-te, ok, unde sunt eu acum? Unde sunt gândurile mele? Unde e sufletul meu? Unde este preocuparea mea? Uneori oamenii stau și bucătăresc la lucruri în trecut. Nu e rău, dar a reitera toate neîmplinirile, toate neajunsurile din trecut nu fac decât să te otrăvească. Așa că amintește-ți cu blândețe de acele lucruri bune și caută să înveți din lucrurile pe care nu le-ai putut face până atunci. Și este important să înțelegi cum facem noi de acum încolo ca lucrurile să fie bune. Așa că, vedeți cât de multe lucruri frumoase am văzut noi astăzi vorbind despre ADN, despre cromozom, despre genă, despre telomeri, despre telomerază. Ei bine, ce este în spatele ADN-ului? În spatele ADN-ului am spus că sunt aceste vortexuri, aceste ceacre. Și am vorbit la început despre Motoyama, despre faptul că el a fost între primii oameni de știință care au putut să monitorizeze și să măsoare influența acestor vortexuri, acestor ceacre. El a observat că zonele care sunt dedicate acestor vortexuri, 7 zone, baza coccisului, osul pubian, zona ombilicului spre plexus solar, zona inimii, furca gâtului, zona dintre sprâncene, coroana, toate acestea au o activitate electrică ieșită din comun, adică diferită față de ceilalți. Și a început să lucreze în acest sens, să evidențieze activitatea ceacrelor. Și acum voi o să mă întrebați, da, care e șmecheria cu ceacrele astea? Păi, șmecheria cu ceacrele astea este că poți să lucrezi cu organele tale, poți să lucrezi cu ADN-ul tău, și în felul ăsta ADN-ul controlează tot ce e în plan fizic și poți să lucrezi cu ceacrele tale prin care să controlezi numai acel 4%, poți să controlezi cei 30% din spatele materiei. Ah, poți să controlezi energia. Da, și poți să mergi la nivel de informație, la nivel de 66%. Aha. Și oamenii de știință au început să se gândească cum să evidențieze aceste ceacre, pentru că ceacrele e ca și cum ar fi vorba de un președinte de țară. Un președinte la modul real. A, am înțeles. Deci, când tu poți să repari șeful, în asta vei putea repara tu subalternii. Și atunci ei au început să se gândească. În prima fază s-au gândit cum să monitorizeze, cum să vadă ceacrele astea. Sunt închise, sunt active, sunt supraactive. Asta a fost prima întrebare pe care și-au pus-o ei. A doua întrebare a fost activitatea lor, modul în care se mișcă aceste turbine, au o viteză comună, sau fiecare este pentru el. Apoi au început să se gândească, au un același aliniament, merg ca un front unit, sau fiecare se grăbește care să fie primul. Wow! Și oamenii au început să măsoare, au găsit mijloace prin care să măsoare, să fotografieze și au creat aparatură în acest sens. Dar avea să treacă ceva timp până când un grup de oameni de știință au putut să pună la punct un mod de măsurare dinamică,
Măsurare dinamică înseamnă că ei au vrut nu să preia toate aceste învățături și cunoștințe despre ceacre, ci au vrut să cartografieze ceacrele. Dacă voi vă întrebați cum s-a cartografiat coarta cerebrală, păi ai trei modalități. O modalitate, începi să tai din ea și vezi. Ai tăiat bucata aia, mai funcționează, ce nu funcționează? Da, asta e conectată cu asta. Deci e o modalitate brutală. A doua modalitate este te focusezi pe o anume valoare din viața ta și vezi care parte a creierului se activează. Este o modalitate mult mai frumoasă, mult mai elegantă decât să tai să ți-o părcești. O a treia abordare este pur și simplu de a fi concentrat pe o anumită acțiune, o anumită frecvență, o anumită mantră și imediat vezi cum acea zonă din creier se activează. Ei bine, oamenii au cartografiat o mulțime de lucruri și acești oameni de știință au vrut să cartografieze ceacrele, să vadă dacă ele, moștenirea aceasta informațională pe care omenirea a primit-o în perioada protoistorică, Lemuria, Atlantida, Mu, așa mai departe, cumva dacă există o realitate. Și acești oameni au lucrat o perioadă de mai bine de 40 de ani pentru a cartografia ceacrele și a cartografia prin dinamica lor. Adică nu e suficient că ai făcut o poză și asta e, nu. Ai nevoie să înșirui un număr de poze, dacă se poate ca un film, ca un cliseu, și să vezi cum se modifică valorile în funcție de acțiunile pe care le faci. Și atunci tu îți dai seama că poți să verifici că chakra respectivă se ocupă de are următoarele atribute pe care, dacă le urmezi, ea se dezvoltă, ea devine o plinătate în viața ta sau are diverse acțiuni care, dacă le faci, ea este sabotată și este închisă. Și asta a fost un mod cu totul și cu totul deștept și asta au reușit ei să creeze ceva care nu se numește monitor de chakra, se numește antrenorul de chakra. Antrenorul de chakra. Deci, când tu lucrezi să îți măsori o chakra, tu măsori toată partea ta spirituală, psihologică, fiziologică din viața ta. Când tu ordonezi și antrenezi acea chakra, tu practic ordonezi toate aceste planuri într-un tot unitar. Wow! Asta e cu adevărat o chestie ultra-tare, pentru că mai mult decât 5 minute să fii deștept. Deci, este mult de spus aici, dar aș vrea acum să răspund la niște întrebări și după care mai continuăm. Ai întrebări la ceea ce am spus? Adică a avut o relevanță, a adus înțelegere, a adus impact, ca să zic așa, adică va aduce un plus valoare pentru ca oamenii să înțeleagă că au viața lor în mâinile lor, ca niște frâie cu care să rămână această viață. Exact asta vrem să-ți propun, să vorbim un pic despre ceea ce pot să facă ei cu mijloace proprii ca să-și lungească viața și să-și îmbunătățească calitatea vieții. Știm foarte bine că este foarte important cum ne alimentăm, cum ne odihnim, dar vreau să atingem un pic și această parte spirituală care aduce un plus de calitate vieții noastre și mă gândeam că, uite, există oameni care
și nu-s puțini, despre care nu poți să spui că au o viață foarte ușoară sau că au un regim de viață extrem de favorabil lor sau că reușesc să-și aducă foarte multe lucruri sau care se împlinească sufletește și așa mai departe. Și totuși sunt oameni care reușesc să depășească vârste absolut remarcabile doar prin această liniște a spiritului lor, această armonie care se află în sufletul lor. Și acum, ceea ce mi-a ajuns la fileu este exact motivul pentru care eu am vorbit despre telomer și telomerază. Avem oameni care o duc greu, cu toate acestea arată bine, au reușit în viață, au și multe obligații, oameni care poate nu o duc așa de greu, dar nu arată bine și nu se pot mobiliza. Și întrebarea este, de ce? Îi diferențiază. Aici avem de-a face, pe de-o parte, cu moștenirea. Fiecare om are o linie de start a lui. Unul a plecat de la parter, altul de la demisol, altul de la subsol, altul de la etajul 1 și altul de la etajul 10. Nu putem să punem egal între ei, pentru că nu există. Egalitatea nu există. Noi vrem să credem lucrul ăsta, dar nu există. La modul real, unul prinde mai repede, altul mai ușor, altul mai greu. Deci, așa cum există diferență între oameni, și am dat un motiv foarte clar despre aceste telomere, la fel, există oameni care au parte de aceste comori, de aceste cunoașteri și le pun în aplicare în viața lor. O să mă întreb acum, Adrian, tu ai spus despre faptul că sunt unii care alergă pe banda 3, unii care alergă pe banda 2 și unii pe banda 1. Dar ce faci cu ăștia pe banda 3 care deja au căzut? Adică un om care, de exemplu, și-a rupt piciorul. Ce faci cu el? Cum îl mobilizezi? Că dacă tu îi ceri doar așa să se descurce el cu forțele lui, va fi foarte greu. Pentru mulți va fi o renunțare. Și atunci eu spun că oamenii ăștia la început au nevoie de un cadru, de o cârză, de un obiect, de ceva pe care să se sprijină, până când organismul lor se întremează și poate să își asume singur responsabilitatea și obligațiile. Ah, deci se poate asta? Da. Adică, dacă un om și-a rupt piciorul, îl pun în gipt, îi dau asta de la loc, îl pun în gipt și nu pot să-l pun să meargă așa, tontuc, tontuc, îi dau ceva să se sprijină. Îi ofer un aparat, îi ofer o cârdă, îi ofer un cadru, îi ofer o proteză, ca un timp să protejeze organismul și să îi dea pace și puterea de a energia, picul ăla de energie pe care îl are, să-l investească pentru a recupera, pentru a-și vindeca corpul. Și ăsta este motivul pentru care mult timp am vorbit despre acele trei direcții pe care merg, și anume direcția legată de practică, dar îmi dau seama că la începutul oamenii convin. Nu pot ei din prima să se apuce de practică sau dacă se apucă, durează un timp până când se umple sticla și pot să aibă succes și reușită în viața lor. Și atunci, pentru ei, am o a doua cale în care vin și le spun, uite, există medicina asta energo-informațională în care tu poți să afli care e situația ta și poți să afli cum să acționezi, ce terapii să faci ca să meargă bine, să fie bine, să poți să ajungi la faza în care tu să practici singur și să ai rezultate. Deci tu vrei să spui că sunt mulți oameni care practică, dar nu au rezultate. Nu.
pentru că eu nu sunt rezonabil cu ei, ca un om care ia mâncarea copiilor și o dă pe băutură. Stai, ce vrei să spui? Păi vreau să spun că la început trebuie să-i lași corpului toată energia, să-și facă el treburile până se vindecă omul. Dar uneori nu ajunge. Și atunci cumva trebuie să aduci o extra energie ca să îl ajut pe corp să se vindece. Aha, deci v-aș zic că asta e motivul. Nu poți să-l fi pe om în prima la practică și atunci tu trebuie să îl chem, să faci o evaluare și să-i spui, uite, asta e situația ta, astea sunt resursele tale, astea sunt găurile pe care tu trebuie să le stupi și astea sunt obiectivele pe care tu trebuie să le dezvolți. Și să creezi un management cu el, să managerieze lucrurile astea. Aha, dar ce te faci cu oameni care nu sunt la nivelul ăsta? Adică pentru ei e deja prea mult să facă lucrul ăsta, nu pot, nu au resurse. E, pentru ei există a treia direcție, și anume această direcție a folosirii tehnologiei, a pune lucrurile să lucreze pentru tine. Și nu am vorbit mult timp despre diverse aparate, gen tehnologia PC Power, adică un PC Vagus, un activator celular, un PC Vortex, și așa mai departe. Dar, legat de această poveste, avem situații cu oameni care nu pot să se mobilizeze. Și au venit și mi-au spus, știți, am început să lucrăm cu PC Vagus-ul, și am văzut că digestia a devenit mai bună, inima a început să lucreze mai bine, nu mai mângheață mâinile și nu mai mângheață picioarele. Și am și eu puterea să mai și râd, să mă mai bucur de viață. Și zice, și pe urmă, am început să lucrez cu activatorul celular. Și am primit energie și am putut să mă ocup și eu de alte lucruri în afară de servicii, adică să vin acasă și să pot să mai fac ceva. Și apoi zice, dar după un timp am început să folosesc și Black Box-ul, PC Vortex, și am văzut că mi-am dat dita mai povara din spate jos și am prins și o aripi. Am putut să fac 10 minute să mă rog, să fac o rugăciune, să discut frumos cu copiii, cu soțul, cu soția și să pot să împărtășesc cu ei trăiri și senzații și să nu mai stau sub povara aceea de responsabilități crezând că asta îi ajută. Nu. Ah, și zice, uite acum, am urmărit emisiunea asta a ta și am auzit despre această poveste, despre acest antrenor de chakra. Există acest antrenor? Da, există acest antrenor. El a fost creat de către Institutul de Biocibernetică din Viena și deja el începe să fie folosit. Am folosit acest device. Este spectaculos pentru că schimbă nu numai latura emoțională, nu numai latura fiziologică, nu numai latura de a manageria munca. Schimbă modul în care reacționezi la stimul, adică e mult mai calm, mult mai liniștit. Adică cu o muncă puțină, tu poți să-ți dai seama unde ești și poți să lucrezi cu aceste 7 chakre ale tale și poți să știi exact ce dimensiune vrei să dezvolți tu, vrei să dezvolți comunicarea. Lucrezi cu această chakra a gâtului. Voința. Lucrezi cu ea, vezi cum este ea. La început vezi cum este ea, care este valoarea. Păi este sub, nu ai energie, nici măcar normal. A, păi nu ai nici măcar normal și te gândești, Doamne, de ce alții pot și eu nu pot? Păi nu pot pentru că încă nu te-a ocupat de centrul voinței tale. Și când vei reîncărca această chakră, vei vedea că multe lucruri merg de la sine. Te fac de la sine. Wow! Și lucrăm chakra inimii. Ah, chakra inimii. Dar nu până acum am fost un om care numai dacă mi se spunea de 10 ori înțelegeam și poate nici atunci. Dar uite de când lucrez cu chakra inimii,
am început să simt empatic cam ce vrea omul de la mine. Și am început să dezvolt paliere de comunicare și mă înțeleg mult mai bine și relaționez mult mai bine cu mine și cu ceilalți. Și apoi tu dezvolți, să zicem, chakra abdomenului, manipura chakra. Și ce vei observa? Dezvoltând această chakră, vei observa că vei fi mult mai centrat și vei fi mult mai adunat. Și nu vei mai putea fi așa ușor de folosit de către alții. Da, oamenii o să zică, vai, te-ai făcut nu știu cum. Nu, eu sunt același om de treabă, același om respectuos, numai că nu îți mai permis să mă folosești. A, deci lucrând în centrul ăsta, alții nu ne mai poți folosi. Nu. A, și te duc mai jos. Svadhisthana chakra. Și lucrezi pe această chakră și vei vedea că ai foarte multe idei. Adică foarte multe soluții la problemele cu care viața vine. Și nu vei mai fi un om problemă, te vei transforma într-un om soluție. Vei fi un om căutat. Un om de succes, un om care e o plăcere să-l întâlnești. Nu e o durere, aoleu, iară vine pe capul meu, aoleu, ce probe să o apuc. Nu. Vei lucra, de exemplu, cu chakra de bază. Chakra de bază este chakra conectării cu mama pământ. Vei fi mult mai prezent, mult mai realist și vei fi mult mai conectat cu valorile pământului, începând de la valori sociale, valori financiare, valori vitale, deci vei simți efectiv puterea și vei fi mai conectat cu ea. Și vei lucra, de exemplu, cu chakra fruncii și vei vedea că vei avea viziune, vei avea perspectivă. Adică acolo unde oamenii poate nu mai văd nicio soluție, tu vezi 10. Wow! Și vei lucra cu chakra coroanei. Și dintr-o dată vei simți cum rugăciunile tale ajung pentru prima dată, trec de podul casei. Am spus foarte, foarte pe scurt niște posibilități pe care acest device, și anume Psi Trainer Chakra, poate să le facă cu un om. Este un mod de abordare extraordinar pentru că poți să-l pui, să-l conectezi cu tine și poți să bei ceva, poți să mănânci ceva și poți să vezi dacă valorile tale cresc, scad, poți să te gândești la anumite lucruri, poți să faci ceea ce îți place, ce să faci și să vezi la modul real. Își cade puterea vieții, crește puterea vieții. Aha! Asta e un fel de conștiință. Conștiința binelui și răului, da. Dar el intră în viața noastră exact cum intră pentru un om lovit, rănit, amețit de șocurile vieții, care de-abia se târăște, îi dai un cadru de care să se țină. Și ușor, 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 el îți va alfabetiza senzațiile corpului și va deveni conștient de puterea lui. La fel, cum o cârză, un cadru, o proteză, că te-ai lovit mâna, ce faci? O ții cu o eșarfă la piept, până se repară. Nu te apuci tot ce om te faci. Nu faci așa ceva. Deci ai nevoie de aceste aparate ajutătoare ca să poți să construiești puterea în tine, ca să ajungi pe urmă la următorul nivel al medicinei energoinformaționale și abia pe urmă în domeniul spiritual. Și asta este o problemă. Mulți oameni, când au văzut treaba asta, au zis, Doamne, și eu m-am acuzat atâta timp, o viață, că nu sunt în stare, că nu fac corect. Nu, omule, erai nerezonabil cu tine. Nu te pregătiți pentru nivelul ăla. Tu vrei să participi la campionatele mondiale, dar tu abia te dai jos în pat. Nu poți să faci așa ceva. Te rănești. Și atunci trebuie să fii bun cu tine, trebuie să fii înțelegător. Și legat de chakre, mult timp am vorbit despre riturile tibetane și am predat așa ceva. Și sunt într-o onoare.
E bine, acum am oameni care practică riturile tibetane și ei văd. Uite că ce spun oamenii ăștia, învățătură e real. Uite că se reglează viteza de rotație a fiecărei chakre, devine la fel. Cum văd lucrurile astea? Prin valoare, cea valoare electrică la nivelul chakrelor. Cum văd? Poți să țin conectat aparatul. E la purtător. Pot să mă duc să mă plimb cu el într-o grădină. Pot să văd grădina aia, mi-aduce energie, mi-a energie. Pot să mă întâlnesc cu un om, să-mi dau seama. În relația asta a mea există creștere, mă susține, mă crește, îl cresc. Există o creștere reciprocă sau unul este exploatatorul și unul exploatatul. Sau amândoi trăim într-o relație toxică. Deci, iată că tot ceea ce se poate măsura, se poate controla. Și de aceea vin și spun, învățăturile trecutului a trebuit să treacă mult timp până oameni ca Fol, Motoyama, Nakatani, Eggenberger să vină și să puncteze, să aducă tehnologie care să redea o bază științifică de înțelegere a acelui proces. Interesant. Auzi, Adriana, zicei odată într-o emisiune cu generalul străinu de faptul că ceahrele astea, cu cât ele se rotesc mai lent, mai greu, cu atât telomerii se scurtează mai repede, și cu atât corpul se degradează. Și că dacă le faci să se rotească din nou repede, adică crei nivelul energetic la fiecare chakra, cumva poți să te aliniezi din nou la vârsta ta cronologică și apoi să cobori sub vârsta cronologică cu vârsta biologică. Da, așa este. Și asta am spus-o mult timp, dar acum se poate demonstra lucrul ăsta. Când folosiți acest dispozitiv, puteți să vedeți efectiv realul în care sunteți, nu ceea ce vă imaginați că sunteți, și realitatea în care sunteți. Și când eu văd realul, realitatea, pot să-mi organizez modul de a recrea o nouă realitate, de a putea schimba această realitate. Asta este cea mai frumoasă parte. De aceea consider că este importantă credința, dar este importantă și știința care duce la creșterea credinței. Asta este foarte important. Acum, pentru că mai avem foarte puțin, vreo 6-7 minute, aș vrea din nou cumva să răspund la niște întrebări. Deci, la întrebarea pe care ai pus-o, primul lucru. Identifică pe ce magistrală circul. Pe banda 3, banda 2 sau banda 1. Al doilea lucru. Gândește-te la vârsta ta și gândește-te dacă posibilitățile tale mentale, active, fizice, sexuale, cum vrei să le spui, sunt aliniate la acea vârstă. Sau sunt cumva la o vârstă mai mare. Sau o vârstă mai mică. Și în felul acesta vei vedea, în funcție de cum te simți, dacă mă simt, am 50, sau mă simt ca de 20, sau de 30, sau de 40. Foarte frumos. Poate nu ești chiar la 40, aici la un 45. Dacă ai 50 și te simți ca de 90, hai că poate nu ești la 90, sau la 70, tot ești. Deci, dintr-o dată, tu știi cum ai ajuns acolo? Păi ai mers pe banda care ți-a epuizat resursele. Pentru că mecanismul de regenerare spune așa. Încasările să fie mai mari decât cheltuielile. Adică capacitatea de regenerare celulară să fie cel puțin egală sau mai mare decât capacitatea de degradare celulară. Da. Și de aceea vin și spun că această tehnologie a chakrelor a fost un mare boom în anii 60, când dr. Motoyama a comunicat toate acestea, a făcut public la nivel mondial
a fost un wow, un must. Oamenii au început să fie atenți la aceste lucruri. În anii 90, Valeriu Popa vorbea despre o cercetătoare care lucrase pentru cei de la NASA, pentru pregătirea celor din domeniul spațial, vis-a-vis de ceacre, și anume Barbara Ann Brennan. Barbara Ann Brennan, un cercetător, un om de știință, a scris mai multe cărți și a tras un semnal mare de alarmă în care a spus: trebuie să ne gândim să trecem de la Newton la Einstein și să ne îndreptăm cu mari pași spre cel care va fundamenta informația. Și acesta este un mare doctor, doctorul Pan Ming, care a fundamentat această informație. Deocamdată ne am auzit de Newton, că am învățat în școală, am învățat și de Einstein, dar despre doctorul Pan Ming încă este o, cum să spun, o avangardă a științei, ceva de viitor. Probabil că vor trece 20, 30, 40 de ani până când va deveni ceva foarte cunoscut. Dar nu ar fi bine să cunoaștem acum și să ne folosim de acum de aceste cunoștințe? Ba da. Deci, iată că, prin aceste întrebări, Barbara Ann Brennan a spus clar: pentru cei care vor trece în mileniul următor, știința folosirii chakrelor, știința folosirii energiei, a informației va deveni o necesitate, un sine qua non. Și asta va duce la selectarea, proces de selecție care se derulează în fiecare clip la nivel celular până la nivel spațial. Întotdeauna ai darul de a veni cu niște subiecte extraordinar de interesante și ai darul de a, nu știu, cred că ai fost făcută, născută, creată, menită să fii un foarte bun inițiator ale unor povești care apar mereu la tine în emisiuni. Ești, din punctul meu de vedere, cum să spun, ești un om extraordinar și te felicit. Îți mulțumesc pentru apreciere și îți mulțumesc pentru această emisiune extrem de interesantă. Cred că foarte mulți dintre prietenii noștri își vor reevalua starea de sănătate, se vor gândi unde greșesc, unde ar trebui să schimbe, pentru că am citit, organismul nostru are capacitatea de a se regenera la orice vârstă. Deci, nu Absolut. gândească că am 60, că am 70, că am 90 și la mine nu se mai poate face nimic. Până în ultima zi putem să facem ceva pentru noi și pentru sănătatea noastră. Este foarte important să fim aproape de credință, pentru că astăzi cuvintele biblice, omule, credința ta te-a vindecat, capătă o semnificație, cum să spun, în zona Devine cercetătorilor, o realitate prezentă. sigur că da. Din ce în ce mai mulți oameni de știință certifică acest lucru. Faptul că noi avem această capacitate, avem această putere în noi de a ne autovindeca. Da. Mulți oameni vin și confirmă această putere a schimbării, a credinței. Joe Dispenza, Bruce Lipton, și mulți, foarte mulți, care vin în spate și certifică acest lucru. Deci, dacă este să vorbim așa, pentru că suntem la început de an, privind relația noastră de colaborare, este o relație extraordinară, pentru că fiecare an a însemnat un pas mare făcut înainte față de ce a fost în trecut. Dacă ne uităm la emisiuni din 2015, 2016, 2017, noi observăm faptul că de la an la an complexitatea informației a crescut și observăm că s-a selectat un public de elită, un public, eu nu zic că
Zic că fiecare speaker, fiecare vorbitor își are publicul lui, dar ceea ce am observat este că împreună am reușit să atragem un public care are o perspectivă înaltă, are așteptări înalte, are o pregătire înaltă. Și nu vorbesc doar de publicul din țară, vorbim despre un public care a înconjurat întregul pământ. Și faptul că emisiunile noastre au ajuns la un asemenea nivel de complexitate, eu cred că Dumnezeu a contribuit foarte mult în această acțiune noastră, a fost cel care a făcut posibil să se adune niște oameni cu o inimă mare, adică și oamenii pe care nu-i vedem, care stau în spate, echipa, regia, scenica, tot ce înseamnă aparatură, filmare, sunet, lumină, toți acești oameni, fiecare își merită felicitările și mulțumirile din partea noastră, pentru că cu toții am colaborat la creșterea calității, Așa este și la nu. venit cu soluții, cu răspunsuri la această poveste a vieții noastre, pentru că noi în viață căutăm soluții. Când Așa venim cu probleme și căutăm soluții. Și asta face ca viața să fie frumoasă, pentru că atunci când tu cauți, viața devine frumoasă. Când nu cauți, viața este prăpăstioasă. Deci, noi trebuie să căutăm. Zice că noi suntem, Arsenie Boca spune o vorbă frumoasă, zice că Dumnezeu se gândește la noi atât timp cât noi ne gândim la El. Și spune că noi suntem conectați cu Dumnezeu atât timp cât îl căutăm. Deci, un om extraordinar care a trăit cu mult timp în urmă și care este efectiv mai prezent decât oricând. Așa este. Adrian, vreau să te întreb în perioada care urmează. Știu că ai conferințe. Vorbește-mi un pic despre asta. Când se întâmplă? Dacă mai sunt locuri? E dificil, dificil de spus, dar voi face tot posibilul ca în viitor să comunicăm și în același timp să anunțăm. Deocamdată sunt multe noutăți. Astăzi v-am vorbit despre această noutate, anume despre PC Trainer Chakra și așa cum ați folosit toate celelalte tehnologii și ați văzut că ele chiar lucrează, chiar au adus schimbare în viața voastră, ei bine, și această tehnologie va aduce schimbare, va aduce o perspectivă mai bună în viața fiecăruia. Bineînțeles că am multe surprize pe mânecă, dar cu fiecare întâlnire, săptămâna viitoare, voi avea o nouă surpriză extraordinară, special pentru cei care adoră natura, adoră animalele și adoră viața. Dar, până atunci, să avem răbdare. Mulțumesc tare, tare, tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Să ne revedem sănătoși și așteptăm întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Mulțumesc tare mult, Adrian. O seară minunată. Cu plăcere. Numai bine. Doamne ajută. Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup. Credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume. Și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac. Decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.